o fi avut, o fi avut mână proastă Nașu, Prigoană, nu pot să-mi dau cu părerea, dar găsiți toate detaliile și culisele acestui scandal pe site-ul tabloid numărul 1, cancam.ro. Colegii noștri actualizează în fiecare zi noutățile. Mergem însă mai departe, că de la divorțuri avem și petreceri. Corect. Nu de divorțuri, cu toate că trebuie să facem petreceri și pentru astfel de evenimente. Fericite, ai scăpat, dar noi venim cu lucruri chiar frumoase. Chiar foarte drăguțe, așa este. În urmă cu doar câteva luni a făcut nuntă, iar azi a trecut la botez. Deși își dorește copii, cunoscuta creatoare de modă Sonia Trifan este nașă. Sonia a creștinat un băiețel de 4 ani pe nume Patrick. Trebuia să-l ducă la grădiniță. Vedem pentru început imaginile de la biserică, apoi mergem direct la localul de lux, acolo unde petrec pe ritmurile muzicii lui Ionică și Ioniță și Viorica de la Clejani, dar cred că o să ne cânte și Concita, pentru că am văzut-o pe acolo, celebra de la Eurovision. Va primi acum harul Duhului Sfânt. Sunt pentru prima dată nașă, de botez. Uite ce finuț frumos am. Este mai frumos decât o fetiță. Patrick, finul Soniei, are 4 ani, abia împlinit și astăzi Sonia îl va boteza așa cum se cuvine. Sunt nășica lui onorific de câțiva ani buni, dar având în vedere că părinții lui Patrick locuiesc în străinătate, abia acum s-a nimerit să îl și botezăm creștinește, cum se spune. Preotul spune că faptul că finuțul Sonia are 4 ani nu este o problemă. Niciodată nu e târziu. Am botezat de curând un olandez de 47 de ani. Sonia a mers la biserică alături de rudele sale și ale micuțului, dar spunea îi lipsește prezența soțului, fotbalistul Andrei Nagoie. Andrei, din păcate, nu poate să ajungă astăzi, este în cantonament pentru că mâine au meci, așa că sunt o nășică singură. Sonia este un cunoscut și talentat creator român, așa că pentru eveniment și-a creat singură ținuta. Da, este o ținută creată de mine, special pentru Patrick. Mi-am dorit așa să fiu astăzi un pic mai sobră, pentru că este un eveniment foarte important pentru mine. Nășica a avut o surpriză și pentru finuțul ei. Eu am ales un costum în miniatură, identic cu cel pe care l-a avut Andrei la cununia noastră de la biserică. Este exact aceeași culoare și exact cu reverele acestea. După cununia religioasă, urmează petrecerea de la restaurant. Va fi o petrecere foarte frumoasă, eu zic așa, amestecată și cu tot felul de tradiții țigănești, românești, cu muzică din ambele părți, ca să se înțeleagă și să le placă tuturor invitaților. Patrick va avea parte de o petrecere luxoasă la un restaurant de fițe din București. Vor fi prezenți toți invitații familiei, dar și Viorica și Ioniță de la Clejan, nașii de cununia Soniei Trifan. Și pentru că petrecerea e în toi, mergem și noi la cel mai bărbos dintre colegii noștri, și anume Vlad Petrișor, care iată-l îmbrăcat ca de petrecere, bineînțeles, și a sortat cu un preminunat buchet de flori. Dar ce e pentru mine? E pentru tine, Ioana. Bun găsit, bun găsit, Marius, bun găsit, Ioana. Într-adevăr, este mare petrecere aici. Trebuie să vă spun că astăzi Sonia a fost nașă și am lângă mine o mulțime de femei frumoase. O să merg în primul rând la Sonia, căreia vreau să-i zic la mulți ani, la mulți ani din partea Cancan și a partenerilor noștri Maison d'Or. Mulțumesc, mulțumesc, Vlad. Este... Da, mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la mulți ani. Mai bine o lăsăm pe ea să-și cânte singură, da, că e și cântăreață. Mulțumesc din suflet, Marius. Mulțumesc foarte mult, este un buchet absolut superb. Culorile care le și ador, nu știu de unde știți voi, bine, dar voi Cancan TV știți absolut orice, deci nu trebuie să mă mai mire ceva. Mulțumesc încă o dată și mulțumesc că sunteți lângă mine în această zi specială. Ieri a fost ziua mea, astăzi este ziua lui Patrick, pentru că astăzi l-am botezat. Și am alături de mine o familie frumoasă, de fapt două familii frumoase, prieteni foarte buni. Și pe voi, bineînțeles, ca de obicei, nu? Cum sunteți lângă mine. Dar cum a fost momentul la biserică? Care a fost cel mai emoționant moment de astăzi? Sau cum l-a luat pe băiețelul de 4 ani preotul, că știm că îl bagă în cristelniță. A fost mai dificil? Da.
A fost într-adevăr un moment mai dificil, momentul botezului, dar preotul s-a descurcat, Patrick a fost un băiat absolut curajos, chiar dacă a fost mai mult emoționat decât noi restul. A notat, l-a ajutat părintele să fie încreștinat exact ca un bun creștin. A fost foarte, foarte curajos. Sonia, te văd și pe tine foarte curajoasă pentru că nu-l văd lângă tine pe soțul tău cu care te-ai căsătorit recent. Ați și divorțat? Aoleu, să știi că am fost amândoi absolut siguri că asta vei spune. El acum este în cantonament, vă privește pe voi, ne privește pe noi. Este la un televizor acolo, în hotelul în care el face cantonamentul. Te iubesc, Andrei. Cine știe în ce cantonament o fi Andrei? Și eram absolut convinsă. Stați așa, am soacra lângă mine. Să vină soacra! Și-a luat paznică. Mai bun decât un SPP. Am soacra lângă mine. Da, reprezentant, nu? Este trimisă de soțul meu ca să se asigure că totul este în regulă și nu voi fi furată. La botez. Foarte frumoasă, foarte frumoasă. Ne bucurăm și de băiețel, care a fost un cuminte și un dulce la biserică. Sonia, vorbește-ne puțin, am văzut că ai adus niște invitați speciali. Da, am adus niște invitați speciali, o am lângă mine pe prietena noastră foarte bună, Concita. Este aici alături de noi pentru că ne-a și asigurat să vedem și noi pe Concita acestea minunate. De fapt, cred că florile pentru ea erau, Vlad. Bună, Concita! Bine v-am găsit! Ce piruetă! Ce rochie sclipitoare! Dar Concita știe să și danseze? Vlad, ne ajuți? Concita știe să și danseze. Vă spun ceva, cred că toate femeile sunt invidioase pe Concita, cum știe ea să danseze. Ne-a și inspirat aici pe ringul de dans. Păi vrem să vedem este, și noi. Este într-adevăr o apariție și o prietenă specială. Și are barba la fel de mare ca Vlad. În afară de Concita pe care o veți vedea pe ringul de dans, am o surpriză foarte drăguță pentru Marius și pentru Ioana, bineînțeles, dar în special pentru prietenul meu, Marius Niță, pe care îl iubesc de veșnicie și este alături de mine. Am formația japonezii care, stați așa, prietena mea, te rog frumos, banii, păi, o fără bani se poate. Specială pentru Marius Niță. Câți bani dai pe mine? Așa! Genul meu, pe felie! Ia uite-mi! Dar ce-ați pentru tine, Marius? Opriți măcelul. Dragilor, vă lăsăm să petreceți în continuare. Vă mulțumim că ne-ați primit în toiul petrecerii și mai ales pentru dedicația specială, dar și pentru surprizele. Iată, Concita de pe scena Eurovizionului, chiar la mega petrecerea de botez a lui Patrick. Să trăiască finuțul, să crească mare, să fie sănătos. Și să facă și Sonia un bebe care să aibă parte la fel de surprize frumoase, că flori avem să-i trimitem. Le mulțumim și noi prietenilor noștri de la Florăria Maison d'Or și le urăm totodată Casa de Piatră lui Florin și Andrei, care au avut o nuntă spectaculoasă aseară, fără dedicații de-astea cu... Cu Marius Niță? Cum zicea, cu cel mai tare e cancanul. Da, așa este, cel mai tare e cancanul și să trăiască Marius Niță, nu? Și să trăiască și alți sărbătoriți și mă refer aici la fiul lui Marian Vanghelie, care duce o viață fără prea multe griji. Alexandru studiază la o celebră universitate din Boston, iar timpul liber și îl petrece prin cluburile din Mamaia. Zi mai departe că ți-a căzut pixul și eu mă plec. Așa.
Așa, bun, perfect. La împlinirea celor 22 de ani, Vanghelie, n-ai rămas blocat, nu? La, de spate. Așa, Junior a întins pe masa lungă a unui club de fițe din Mamaia toate băuturile fine, din care și-a stins set alături de prieteni. În comparație cu anii precedenți, de această dată, Alexandru Vanghelie a rămas stabil pe picioarele lui, iar eu pe mijlocul meu. Fiul lui Marian Vanghelie a ales să petreacă împlinirea celor 22 de ani la kilometrul 0 al fițelor din Mamaia. În cel mai apreciat club și-a invitat prietenii de aceeași vârstă, cărora le-a servit din frapiere gigant